Polițiștii atrag din nou atenția asupra pericolelor generate de consumul de alcool la volan. Și în cursul zilelor precedente, polițiștii au fost în trafic și au întocmit dosare penale celor identificați băuți la volan. În weekend, pe 7 decembrie, patrula de poliție rutiere din cadrul Poliției Municipale Suceava a oprit pe strada Universității din localitate autovehiculul condus de un tânăr de 22 de ani, localnic, și întrucât acesta emana halena alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat, după care i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de conducere sub influența alcoolului. În cursul aceleiași zile, polițiștii au mai oprit un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani. Întrucât conducătorul autoturismului emana halena alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,22 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat, și i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de conducere sub influența alcoolului. Spre seara aceleași zile, polițiștii din cadrul Poliției Municipale Rădăuți au oprit pentru control autoturismul condus de un bărbat de 34 de ani din comuna Frătăuții Noi, iar întrucât șoferul emana halena alcoolică și acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat, și i s-au prelevat probe biologice de sânge. S-a întocmit alt dosar penal privind infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.